în spital să vadă minunea lui Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul. Amin. De la era internată, când trebuia să opereze, știam că la nouă o bagă, eu m-am dus spre spital, vă dau seama, dumneavoastră știți că aveți probleme și ați avut în cazuri, dar de astea să n-aveți niciodată, sau moarte, niciodată. Domnul să ne ajute să ne lăsăm pe lucrat de Dumnezeu. Amin. Am întâlnit cu un frate proroc care acum e la, care ați auzit de fratele Ion, ministru, și stăteam de vorbă cu fratele ăla și m-au văzut așa de abătut, m-au văzut, au zis, să ai vin în coace. Nu mă feresc de dumneavoastră, atunci beam cafea, acum nu mai beau. Și zice, ai vinul coace, și m-a băgat acolo la o masă și mi-a dat o cafea și mi-a început să mă îmbărbăteze. Și-a venit Domnul Iisus Hristos atunci la mine, eu nu mai puteam să mă vorbesc, el îmi vorbea și eu plângeam. Și-a venit și mi-a spus așa, iată că ședințe s-au făcut din cer pentru tatăia ta. Viață s-a dat verdictul pentru ea. Încrede-te în mine că eu vorbesc cu tine și prin vedenie mi-au arătat pălnile. Se vedea lumina prin pălnile lui cum au intrat pironile acelea. Trăiască Iisus Hristos care l-a avut acum în viața mea și în viața ta. Zi și făcut să mi se fie Domnul, bogatul la operație, operație de curs perfect, slăbiți să fie Domnul, așa cum a spus Domnul. Am mai făcut operație în ziua aia, colege de ei, femei, chiar de la telege la noi, și ele nu puteau să scoale a doua zi. Dar muierea mea, că eu zic așa, că s-a deian, sora mea, dacă vreți, sora mea s-a sculat și s-a plimbat pe om, cum mă plimb eu acum, fără dureri, fără nimic. Și a venit doctorița sau asistentă, că am uitat cum a zis sora Viorica, o femeie a venit și a zis, ce cauți aici, femeie? Ai nebunit, așa a zis ea. Eu vă spun ce a zis ea. Nu, că Iisus Hristos a venit la mine și m-a vindecat. Și o vindecat în numele lui Iisus Hristos. Și e vindecat, scoală-te, Viorica, picioare, ca mărturie și laudasă de Domnul. Dacă îmi permiteți dumneavoastră să vă spun că eram bolnav de stomac și de ficat. Aștepta de la mine Dumnezeu un lucru, să mă pocăiesc. Eram foarte tare la cerbice. Aveam firmă de construcție atunci, aveam câte la trei lucrări oameni. Cine era ca mine, aveam un diplomat jumate cât ăsta, rumam banii de la trei lucrări, meream bea turtă, acasă și aruncam banii pe masă și muierea mea și copiii mei aduna. Nu se lega nimeni de mine. Din ce cauză? Pentru că Iisus Hristos m-a avut în plan ca astăzi să fiu în fața dumneavoastră, să fiu în mărturie vie, căci Domnul Iisus Hristos dă viață cui vrea și o plătește pe cine vrea. Trăiască Domnul și dă înțelepciune la cine vrea. Iisus Hristos este Domn. Amin. Așa se obișnuiește la Meteor să se spune. Iisus Hristos este Domn. Amin. Și nu îi judecați. Pentru că așa coordonează Dumnezeu lucrarea. Căci Iisus Hristos este Domnul. Căci Iisus Hristos este Domnul. Dar nu se aude amin din toată inima. Amin și amin. Trăiască El Iisus Hristos. Amin, Domnul. Băiam. Eram băutor profesionist, nu eram vețuvan. Zi de zi, până seara, Dumnezeu a făcut așa că mi-a dat un pocăit de la Rovinar, un om așa măcăjit, și avea atunci 5 copii, parcă, da? Era așa de măcăjit, cum s-a întâmplat că să vină la mine, adică nu să vină, să ne întâlnim și să mă duc la el,
O pus o mașină de spălat. O pus o mașină de spălat pe internet atunci și eu, vă dați seama, aveam mașină de spălat. Dar ca Dumnezeu să-și ducă lucrarea la îndeplinire, o trebuie să ajung acolo în casa lor, să văd sărăcia și în cazul lor. Și i-am întrebat, de ce vindeți mașina? Nu mai am mâncare, nene, să dau la copii. Și de-aia cu mașina. Știe Dumnezeu ce am făcut mai departe și am zis, Domnul să te binecuvânteze. Am întrebat cum te cheamă și am zis, uite care-i treaba. Doamnă, o zis, n-am servici, n-am de lucru, n-am ce să le mai dau de mâncare la copii. Și atunci Dumnezeu mi-a prins flacăra inimii pentru el și am zis așa, vină la mine și lucrez la mine la firmă și eu te voi plăti omenește. O venit sărat. Dar să vă spun că era, nu este niciun mare, nici fratele nu mare, era mare, mare. Vă spun sincer că îl înjuram și îl barucuream acolo, că dacă era mare, era mai breguț așa săracul. Și îl înjuram și îl, Doamne, ce nu-i făceam. Numai la el strigam, dă-i, 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 pentru că aveam boală pe pocăiți. Dar era pocăit și știam că-i pocăit și totuși l-a luat la lucru. Și spune, poate spune, de ce l-ai luat la lucru dacă ai avut boală pe pocăiți? Păi da, stai un pic, aici a fost lucrarea Domnului. Ca Dumnezeu să-și facă lucrarea, măriți să fie Domnul. Amin. Tot când vorbea de Dumnezeu, când veneam acasă, eu prima dată, de acolo, vă dați seama, eu nu munceam, beam, mă ospătam cu proprietarii, cu aia. Eu trebuia să oprez la un bar, la o terasă, acolo era locul meu. Acolo eu luam băutură și îi spuneam așa, Mihai, dacă tu nu vii cu mine, aici la terasă să-ți povestim de Dumnezeul tău, eu nu te mai iau mă la lucru. Și știi că nu mă mai iei. Vezi, venea la mine și cu mine acolo și spunea de Dumnezeu, bă, și plângea fără să vreau. Așa plângea fără să vreau când el îmi povestea, se zmerea, eu îi luam un suc săracul. El era rușine așa să uita după frați, că știți cum sunt oamenii, dar nu știe că ești în slujba Domnului. Și ești pus obligatoriu ca să scoată un suflet din gheara morții pe mine. Azi așa, mâine așa, eu eram în viața mea cuțitaș. Așa, în Ardeal, cuțitul era tot după mine, nu era știe. Nu l-auzi de o rușine, dar vreau să vă spun. Omul ăsta zice, hai da la adunare să vezi că nu e așa, că îi spuneam. Bă, păi am auzit că acolo voi vă adunați să scrie luminile și acolo ce mai faceți, că ieși copii și vorbesc. Și hai de la adunare, îmi zicea, să vezi ce se întâmplă, să vezi că totul e invers. Gata, viu! Ce să mă duc? Mă ținea satana legal. Bă, mai beam un pahar, mă făcea turtă, mă ducea săracul de braț ca pe un sac, mă ducea acasă. Laud pe Dumnezeu și vă întâlnesc pe voi, fraților și surorilor, că dacă vedeți pe cineva care-i, cum a fost eu, să nu disprețuiți, să-l dați afară. Nu știi care i-o rândit pentru Dumnezeu. Azi așa, mâine așa, până într-o zi, gata, m-am murit eu de mine, de minciunile mele, că nu mă duc, că te-l mințeam, gata, mă viu. V-am trecut pe lângă terasa aia și cam la 5 minute, cred că 5 minute, și mi-am adus aminte că sunt periculos pocăiți, dar nu văd niciun periculos aici. Mă întreb pe din lume, e vreunul periculos? Se roagă pentru tine. Se roagă pentru tine, pocăiți.
Amin. Slăviți să fie Domnul. Amin. Și am plecat și după mi-am amintit că trebuia să beau ceva să am curaj. Că dacă sare vreun pocăit să am curaj, dacă se uită vreo pocăită la mine să am curaj, să prinde lumina. Și sincer spun că așa auzisem și uream pocăiții de ceea ce fac, dar eu auzisem la. M-am întors înapoi, am beut zdravă, turte m-am dus cu el împreună la adunare. La adunare n-am putut să intru decât la o ușă, după o ușă intram și ușa era deschisă cum era asta și m-am pus pe tocuș și când n-am mai putut să mă mai mișc. M-am pus pe tocuș și când n-am putut să mă mai mișc. Acum, la rugăciunea pentru bolnavi, eu mă uitam, să-și dădeam din cap, că eram biat, nu mai vedeam bine. Dar am pus tot ce clopțică în cușa acolo frumoasă, iertați-mă, că frații romi, să mă iertați. Am pus ochii acolo și am zis, nu, trebuie să văd bine. Și munerea lui fratele ăsta, unde vreau să ajung. Munerea lui fratele ăsta, da. Zice către frați acolo la rugăciunea pentru bolnav, hai să ne rugăm și pentru șeful ca să mă ridice în slăbi. Deja că eram aproape jos, puțin mai eram. Da, să ne rugăm și pentru șeful Meită, ca Dumnezeu să aibă milă și de el. Fraților, credeți-mă concret, am pus în practică. De multe ori după ce Dumnezeu m-a adus rugăciunile, mi-am pus în prag. Credeți-mă că s-au rugat pocăiții pentru mine. Eu când eram în lume, când stăteam în Ardeal, mă întorcea dracu în jurul curții. Îl vedeam pe dracu așa, nici eu vedeam cu pumnii. Deci eu îl slujeam pe satana. Și Domnul să fie lăudat că pe mine m-a scos. Pe un nimeni, pe un scârbos, pe un vagabond, pe un curvar, m-a scos bunul Dumnezeu. Are putere Dumnezeu să scoate, să te măduiască chiar în țara asta. Aleluia! Au început frații să se roage, dar nu cu voi, ca voi să vă fie rușine și-mi permit că sunteți romii mei. Eu sunt obișnuit cu romii, că romii sunt mai gălăgioși și voi românilor și româncelor trebuie să fiți mai gălăgioși, să vă lăsați mai prelucrați de Dumnezeu, să vă deschideți înaintea Domnului, nu lăsa povară pe sora sau pe sora sau pe fratele, las că strigă ăla. Nu? Deschideți-vă gura lor, ca Domnul se toarne, dacă nu te deschizi înaintea cerului. Nici cerul nu se deschide, nici negazul nu se deschide înaintea ta și la cererea ta și mergi ca pipirigul, cum ai venit, poate mai rău. Vă spun sincer că era în clocot, nici dumneavoastră în clocot împreună cu noi. Nu la voia întâmplării ne-a adus Dumnezeu aici. Eu de partea aia cu frații voi, nu știu de unde ați venit, ne-a adus-o la o scălătoare. Trăiască Domnul! Amin. S-a rugat oamenii ăia pentru mine, surorile alea. Nu mi-au ținut în seamă că eu-s biat, că am gânduri. Că știau că am gânduri. Rele! S-a rugat din toată inima pentru mine. Frații mei, cum eram turte de biat. Eu m-am trezit în mijlocul lor fără să știu, fără să-mi dau seama. N-am zis slavă lui Dumnezeu niciodată. N-am zis gloria lui Dumnezeu niciodată, doar știam să-L jur pe Dumnezeu, cu toți sfinții lui. Băteam uierea în apartament, o prindeam când mergeam, aveam mândre, în loc să-mi iubesc uierea, eram foarte rău. Nu știu cum a mai stat lângă mine și eu iubesc pentru asta, cu răbdare. Iubiți-vă, fraților, în murele voastre. Prețuiți-vă acum cât le aveți și voi iară bărbații voi, nu-i disprețuiți, nu-i bârfiți.
Nu-i părâți. Iertați totul. Măriți să fie Domnul. Amin. Fratilor, m-am trezit în mijlocul lor. Tremuram ca mârgeaua cu iapie din pe mine, cum pui furtunul cu apă pe mine. M-a liberat Dumnezeu de atâtea lucruri. Slăviți să fie Domnul. Amin. După rugăciune, mi-era rușine de oameni aia. Noi nu mai putea să ridic apă de rușine. Primul care era mieiță, care îl cunoșteam, m-a prins de mieiță și au zis, eram treastră sus. Acum nu mai puteam să merg de timiță, eram de rușine ce era rușine ce am făcut și în gândurile mele. M-a pus acolo pe scaun lângă mieiță, lângă omul ăsta care lucra cu mine și parcă simțeam așa cum încet, încet, parcă zburam, Doamne, n-am pățit niciodată așa ceva. S-a terminat rugăciunea, tot cu capul în jos, când se ies afară, mi-era rușine. Mi-era așa de rușine de oameni. M-a dus acasă la muierea, când mergeam băut, știa, gata, ia bătaie, nevinovat. Frate, nevinovat. Pentru că era dracu băgat în mine. Vrei să scapi de puterea satanei? Aici e locul. Aici poți să scapi de puterea satanei. Ai un rărunt bolnav? Ai ceva bolnav? Aici e scăzătoarea. Aleluia! Chemați prezbiterii bisericii să se roage, să vă unge cu un de lemn. Și mare putere are rugăciunea pe minte a celui neprihănit pe astea Iisus Hristos. M-a dus acasă plângând, m-a dus. Și a zis, Viorică, îți cer iertare pentru tot ce am făcut eu în viața mea. Te-am bătut, te-am umilit. Și avea și 5 copii și o fată înfiată. Ne spun, câte chinuință pe ea. Și de Bianca. Și a spus așa, iartă-mă, te rog frumos, eu l-am întâlnit pe Iisus Hristos. Și nu mai vreau să mai fac ce am făcut, nu mai întrebă beutură, nu mai întrebă curve, nu mai întrebă bani, nu mai întrebă pe Iisus Hristos. Nu-i venea să creadă, s-a așteptat cu eu de păr. Că asta era boala mea, cu eu de păr, s-a tras. În seara aia, nu vinea să creadă, să uita la mine. Eu m-am pus în genunchi și mă rugam pentru ea acum, ca un pocăit bătrân. De o clipă. Pentru că Dumnezeu pe cine ridică, fraților? Apoi ridicat, slăvit să fie Domnul. Pe cine coboară, apoi rămâne coborât. Groznic lucru se cază în mâna. Lui Dumnezeu trăiască El. Una. Vă spun, fata care am înfiat-o, aici la Craiova, s-a întâmplat minunea, la Rovinari stăteam, la Rovinari, dacă ați auzit, apa nu era bună de băut la iubetă, noi aduceam de la fântâni apă, s-a întâmplat de soția mea, era în spital cu Emanuel să-l nască, cu copilul, s-a întâmplat și eu eram la lucru, trebuia să mă duc la lucru ca să vă dați seama, trebuia, nu luasem bani, trebuia bani la spital. Vă știți cum e la spital, că doctorii cer și ele cer. Și nu aveam bani, n-avea cine să mă ajute. Părinții mei s-au lepădat de mine, au zis că am înnebunit. Neamurile mele s-au lepădat de mine. Aveam neamuri și am neamuri bogate. Dar și ziua de astăzi sunt lăpădați de mine. Și fata Bianca, micuță, cum o atins, cum o adus acolo, o deschis robinetul sau o deschis ăla la copil, o băut apă din la iuvetă și direct în dizinterie o dat cu sânge. Nu știam ce să-i mai fac,
Eu venirăm la copilă, acum asta două zile, am anunțat salvarea să vină, o adus la rovinare, la rovinare, o trimis la Târgu Jiu. La Târgu Jiu, zis, noi n-avem ce să-i facem, o trimite la Craiova. Eu nu știu că încurc spitalele, ori la numărul 1, ori la numărul 2, unde era specialiștia doctoriei aia. Numărul 3 infecțioase. Nu știu precis cum. Spital. Și o trimis-o acolo. Copila mea era pe moarte. Vă spun ca să nu lungesc treaba, să spun mai repede. O lună de zile copila nu a mâncat. I-au căzut unghiile de la mâini, unghiile de la picioare, părul din cap. O boală gravă, de la apa aia de rugină. Acum eu, așa s-a întâmplat în timpul ăla, de eram așa de năcălit, așa îngăzit Domnul, ca să-ți încerce credința. Nu aveam bani să plec la Craiova. La Craiova, slăvit să fie Domnul, un nepot a unei pocăite, care au zis pe năcazul nostru, el lucra la mine și a luat salarul tu aia, avea și dacie și-o vin la mine. Și-o zis, băi, nea Ioane sau Ioane, în timpul ăla care am uitat, uite, eu am luat salarul, dacă trebuie la medici acolo, eu dau din banii mei, am rezervorul plin, hai să mergem la Craiova. Dar înainte de asta, am uitat și am omis ceva. Era două babe, una în Cârjă, care venea la noi, două surori și una era mai tânără, o țiră ca ea. Și venea la noi că stătea și la partier, eram ardelendea lor, ele amândouă erau ardelende, ne băcam foarte bine. Ne-a rugat în camera mică, ne-a rugat, cu surorile acelea și ca să mă întărească Dumnezeu așa, dintr-o dată a venit o minge de foc și așa se învârtea. Așa se învârtea în camera aia. Și a venit o voce, atunci eram mai nou pe cale, nu înțelegeam eu lucrarea lui Dumnezeu, așa cum o înțeleg acum și cum o înțelegeți dumneavoastră care este. Și-a venit o voce și mi-a spus, chiar în clipa aceasta mă duc și alun planul vrăjmașului. Am văzut cu mingea de foc, mi-a deschis Dumnezeu ochii să văd cu mingea de foc, a venit spre Craiova și cum trecea prin blocuri, prin căși, ochii mei vedea tot, lauda lui Dumnezeu. A adus mingea de foc acolo, în zice, salonul ăla, unde era fata, unde se pregătea doctorii să facă experiență din ea. Înainte, din niște copii. Înainte cu o zi, au făcut experiență de un copil, într-un copil, aceeași boală ca ei, i-au băgat sânge, și-o coagula sângele și-o murit. Și-o murit. Acum a doua zi și acum ce mi-a spus Domnul că va merge și va alunga planul vrăjmașului, gata, erau pregătiți să-i bage sânge. Știți care a fost la spital că vine cu cădere, vine borcanul ăla, cum îi zice că voi, care a fost și e mai bine, m-a ferit Dumnezeu să... Și vine cu căderea și de acolo intră și a băgat în vină. Am văzut cu ochii mei, eram acasă, mi-a arătat Domnul. Este martor Dumnezeu că nu mint. Cum să pregăteau să pună vasul la loc de sânge și să lege aparatura aia, să-i bage sânge la fată. Și eu vedeam în același timp mingea de foc. Cum mergea spre ei,
O intrat prin camera aia și direct nu a avut treabă cu nimeni. A avut treabă cu borcanul ăla, cum îi zice, altcumva, vasul ăla, de sânge. Mingea de foc cu meza ta, bim, s-o spart țendre, pe toate le umplu de sânge. Și doctorița și asistentile care o ținea pe copilă și sora mea de trup, că sora mea o abortat fata asta, că n-am vrut să mai spun ca să lungesc, și în fine, sunt lucruri mai ce ține mult. Și atunci el i-a făcea gălătire, că el i-a stropit și nu știu ce, dar doctorița, să folosesc Dumnezeu de doctoriță. Și a zis așa, doctorița aia, plăceți că aici-i mâna lui Dumnezeu, să vii să fie Domnul, am trimis pe Domnul meu, Domnul tău îl trimis la copilul tău, îl trimis la părintele tău, îl trimis cu credință, să știi că Domnul lucră, măriți să fie Domnul, să vii să fie Domnul. Aleluia! Mai pot să mai mărturisesc, sunt frați, cu darul de predicare de cărune evanghelizare, care Dumnezeu vorbește prin ei. Amin. Nu vreau să supăr pe frață. M-am gândit în felul ăsta ca să mă întăresc și eu aș putea să am Biblia în față. Cineva spune nu știe din Biblie sau ceva. Și eu am citit și am rumegat cu ajutorul Dumnezeu și ce mi-a dat Dumnezeu înțelepciune, aș putea să citesc de aici, să vorbesc. Da? Dar am vrut ca să, astăzi, să mărturisesc ca voi să vă întăriți. Amin. Lucruri minime. Țineți cont. Sunt lucruri minime că te doare măsaua, da? Că nu se vede, dar e o durere profundă. Copilul meu, Emanuel, într-o seară, vine în cameră la mine și la mâinerea. Tată, nu mai pot de măsaua, nu mai pot. Să vă uita copilul, nu mai putea copilul. Și slăviți să fie Domnul. Amin. O zis copilul către mine, Tată, cheamă-l pe Iisus că mă doare. Și mamă. Și ne-a pus în genunchi cum e tata și mama pentru copii. Amin. Aura știe toate. Toate știți cum e mama pentru copii și tata. Amin. Cum te rogi tu pentru copii? Oare cum te rogi tu pentru aproapele tău ca pentru copilul tău? Oare faci diferență între copilul tău și aproapele tău? Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu să iubim pe aproapele nostru ca pe noi înșine. Lăudați să fie Iisus Hristos! Ne-am rugat să vii să fie Domnul. Ce vedeți? După ce ne-a ridicat de pe genunchi, vine copilul meu pentru copilul. Tată, ce-ați făcut? Că nu mă mai doare. Să vii să fie Domnul. Dacă Domnul a venit la lucru minim în casa mea, nu a meritat. A mi-a fost meritul lui Iisus Hristos. Nici nu merit. Dar meritul lui Iisus Hristos de aici. El te vrednicește ca să merit, să-i ceri. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu. Cine cere, îi se va da. Cine bate, îi se va deschide. Trăiască Iisus Hristos, care astăzi l-a adunat la această scălătoare. Credeți dumneavoastră din toată ființa că poate să atingă de voi. Amin. Credința se pune la prob. Aleluia. Să știți că nu-i devine ăla care întinde mâinile și te roagă peste pentru tine. El devine tu la cântare. Amin, amin. Omul ăla, vasul Domnului, vasele Domnului să-l dau roagă. Și de ce să roagă? Nu pentru să se manifeste cu zicații, să manifeste, să prorocească, să manifeste, să tindă mâine, să vadă slavă din oameni. Nu e așa. Ni se cade ceva datorat să propovădească pentru Dumnezeu. Ni se cade ceva datorat. Da? Slăvi să fie Domnul. Amin. Amin. Ar mai spune? Vorbește, Doamne. Chiar dacă e noapte de veche, slăviți să fie Domnul. Amin. Vreau să vă spun că Domnul s-a
SWAT ieși de mine, l-a vindecat de la fracțiune de secundă, de stomac și ficat, slăbit să fie Domnul, amin. Dar o aștepta Dumnezeu de la mine să mă pocăiesc. Nu s-o atins de mine până nu a venit și a luat hotărâri și au văzut că sunt statornic și au văzut că sunt pront, sunt acut, sunt prezent înaintea Domnului. Aleluia. După ce au coborât puterea lui Dumnezeu, cea mare, cea mire, pe sfântă, s-o atins de picatul meu, de stomacul meu. Și sunt vindecat în numele Domnului. Știți dumneavoastră că ascultarea este cea mai mare jertfă. Poți să ții tu postul 10 ani o vară. Poți să-mi dai toți banii din casă la sărat. Dacă nu ai ascultare și împlinire de Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu și dragoste nimic. În primul rând spune cuvântul lui Dumnezeu să dezlegăm lanțul răutății, mânia, zavistile, certurile, amin. Să nu se audă lucruri de astea între noi. Amin. O sanare, treci prin tărânduri, Doamne, atinge-te, Tată, de ele, atinge-te de ei, Doamne, nu omul și mâna Domnului trăiască. Amin. Aleluia. Slavă Domnului. Vreau să vă spun cum a venit la Dumnezeu, cum Dumnezeu i-a deschis ochii și mi-a dat darul de vedenie, de viziune. Am fost dat la o parte de frați, unii mi-au zis că-s drac, altul zis că vorbește dracul prin mine, dar eu n-am ținut cont și m-am dus mai departe cu lucrarea lui Dumnezeu, pentru că știu concret că e lucrarea lui Dumnezeu în mine. Și lucrarea lui Dumnezeu fiecare din tine, care ai Duhul Sfânt, mărită pe Domnul, și care nu ai Duhul Sfânt, cere cu credință, insistă înaintea Domnului, căci El m-a dat Duhul Sfânt, că asta e plăcerea lui Dumnezeu, să avem plăcerea Duhului Sfânt, lăudați-o pe Domnul, aduna Duhului Sfânt, ăsta e pașaport. Vine timpul când Domnul Iisus Hristos va fi trimis și venit pe norii de slava lui Dumnezeu. Să jeie tot ce e a Lui. Amin. Atunci împăratul împăraților Iisus Hristos va trimite îngeri în patru colțuri avântului. Va alege pe cei a Lui, da? Amin. Scrie așa oare. Amin. Mărit să fie Domnul. Amin. Dar noi suntem pregătiți? Noi am dat mână de pace cu cel care avea ceva cu el? Am dezlegat lanțul răutății? M-am iubit pe aproapele meu? M-am pus la probă? Dacă m-am pus la probă, să știi, așteaptă-te că îngerul care va veni să te iele. Când Domnul Iisus Hristos, dacă va îngădui, până nu ne va lua acasă, să fie răpirea, să știi că 100% va veni în îngerul la tine. Dar dacă ai un mic cusur și nu te-ai făcut socotelile bine, bilanțul vieții tale, nu te-ai simțit, așa cum spune cuvântul. Și Iisus Hristos, Domnul nostru, simțiți-vă că eu sunt sfânt. Atunci ești cu cusuri și nimic cât tine aș fi spurcat, nu va intra în părăția lui Dumnezeu. Aleluia! Și locul lor este plâns tu și sprijinirea. Și am privit la mine, am privit la drum că-i departe, cum îi zice la orașul la Stranuță, la Călăraș. Fraților, și nu m-am dus. Asta în februarie s-a făcut un an. Nu știe nimeni de ce sunt bolnav acum, cu inima, am tensiune. Dar eu știu, și muiarea mea știe, nu le-o păsa la alții să știe despre mine, dar eu păsa la Dumnezeu mărit să fie Domnul. Amin. Și nu m-a lăsat în rătăcirea minții mele. Nu m-am dus.
din cauza neascultării mele. O vorbi Domnul printr-o frate, iată că un foc primit peste mine. A doua zi dimineața focul era peste mine. Deja aveam tensiune 22. Nu scădea deloc. M-a dus la noi, la clinic, la urgență, m-a dat injecții și în spate și eu la medicamente și mi-a mai făcut injecție la aici în mână. Și nu i-a scădut din 22. Acum eu zic, dacă mor, dacă trăiesc, dar nu mi-am dat seama că mâna Domnului apasă din ascultarea mea. Și eu văd de frații mei, ascultați de Dumnezeu. Amin. Când te face, El face bine. Amin. Ce spune, El spune bine. Amin. Trăiască Iisus Hristos. Că niciodată nu vrea moartea păcătoșilor. Amin. Vrea întoarcerea păcătoșilor. Aleluia! La Iisus Hristos. Frații mei, m-a dus acasă, m-a dus copilul acasă. Nu eram bine, la 22 nu eram bine. Am mai stat o jumătate de oră. Gata, simțeam că gata. Cred că să mărise mai mult. N-aveam aparat. Dar la spitalul, la circa aia am văzut, că nu scare. Cred că s-au ridicat mai mult. Vă dați seama că alții la 19 au paralizat la cap. La 19, la 18. Și eu nu. Pentru că m-a iubit Domnul. Pentru că astăzi trebuie să stau în fața voastră și a Domnului și să laud pe Iisus Hristos, să vii să fie Domnul, că El merită să fie laudat. Aleluia! Frații mei, m-au dus la spitalul ăla, la urgență, la Târgu Jiu. Și acolo, iar mi-au făcut injecții, iar mi-au dat medicamente. M-au ținut acolo, data de internare. Dintr-o dată a venit o voce, nu te speria că sunt cu tine. Dar din cauza neascultării, o trebuie să țini foc peste tine. Slăviți să fie Domnul. Amin. Și din cauza neascultării mele, o trecut timpul, când am fost la Craiova atunci, mă pui iar la probă, avea 17, la noaptea de, la frații, la barieră, sau cum îi zice. Așa. M-a trimis Dumnezeu acolo pentru două lucruri, atât. Eram cu tensiune mare. De-abia mai stăteam în picioare. Dar am zis așa, mă duc, Doamne, mă duc să nu mă mai îmbolnăvesc mai tare, mă duc. Ca să îl înduple cumva pe Dumnezeu, ca să nu se atingă de mine, ca ne gândim noi, cât de rău e să fii bolnav. Ai. Numai care e bolnav știe cât de rău e. Și totuși nu s-a atins Dumnezeu de mine. Mi-a ușurat suferința, nu zic să vii să fie Domnul, nu mai sunt ca atunci, dar am avut lucrări, nu una, și două. Ai. Bărbatule, am îngăduit lucrarea aceasta peste tine și un țăpuș peste tine, toată viața ta să fii mărturie, să vii să fie Domnul. Amin. Amin. Din cauza neascultării mele. Sora mea, fratele meu, te întreb acum. Te întreb, ai greșit în punctul ăsta vreodată? Dacă nu ești bolnav, dacă Domnul nu a trimis foc peste tine, pune-te gravnic înaintea Domnului și implore-l în duple drân. El să lasă în duple cap. Să lasă în duple cap. Frații mei și surorile mele, ați venit din Valea Plângerii, aici e un loc unde oamenii și Dumnezeu cu ungeri cobor și oamenii intră să se adăpostească sub aripa lui Dumnezeu. Fraților și surorile mele, deschideți-vă așa cum v-a spus și credeți din toată ființa dumneavoastră, a voastră, că Domnul este aici, că Domnul e prezent,
Că Domnul lucrează, mărită pe Domnul. Și mergeți cu Iisus Hristos acasă și aveți ocazia ca mădularul bolnav să fie vindecat. Amin. Domnul să vă binecuvânteze. Amin. N-am citit nimic pentru că am vrut să citesc, dar Domnul mi-a schimbat. Mi-a spus ca să mărturisesc. Am vrut să combin și cuvântul, dar Domnul fie lăudat să folosească Dumnezeu de lucrătorii lor și ascultați în continuare de cuvântul lui Dumnezeu oricine va veni aici așa. Pentru că Dumnezeu a pus. Slăviți să fie.